Cinci semne ale ficatului bolnav care trebuie să te trimită urgent la medic. Ficatul este ca un filtru pentru corpul uman, ajutând la eliminarea toxinelor, dar are rol și în digestia alimentelor și în producția de hormoni. Iată care sunt simptomele unui ficat bolnav. 1. Durerile din partea dreaptă a abdomenului hepatita este o inflamație a ficatului care poate fi acută sau cronică. Boala nu dă simptome, de cele mai multe ori. Însă în momentul în care apar, se manifestă prin dureri în partea dreaptă a abdomenului, urină închisă la culoare, vărsături, greață, dar și oboseală accentuată. Persoanele afectate mai pot avea abdomenul umflat în partea dreaptă. În cazul hepatitelor virale, mai pot apărea febra, dar și durerile articulare, simptome asemănătoare cu cele ale răcelilor. 2. Icterul, un alt semn al unui ficat bonlav, este iterul, și anume colorarea în galben a albului ochilor, cât și pielea îngălbenită. Icterul apare în momentul în care bilirubina, care în mod normal este depozitată în ficat, trece în sânge. Mai pot apărea simptome, precum urina închisă la culoare. Hepatita și ciroza au drept simptomic terul. 3. Durerile de a amețelile, greața, voma, însoțite de dureri de articulații, sunt semne care pot apărea în caz de hepatită autoimună. Este o afecțiune care apare atunci când sistemul tău imunitar atacă celulele și țesuturile ficatului, în mod eronat, crezând că aceștia sunt inamici. Boala este mai frecventă la femei decât la bărbați, arată studiile efectuate în domeniu. 4. Petele pe piele când ficatul nu mai funcționează corect, sângele are de suferit, căci nu mai este curățat cum trebuie. Atunci apar pe piele mici pete, care pot semăna cu un păianjen sau cu niște stele, numite rachinei forme. Apar în special pe tărace și pe abdomen. Dacă ai astfel de simptome, este important să mergi la un consult medical. 5. Vărsăturile grața și vărsăturile pop Indica și ele prezența unor afecțiuni hepatice. De aceea, este important să te prezinți la medic cât organismul îți dă semne precum greața și vărsăturile, dar și oboseala accentuată. Și dacă ai slăbit mult într-un timp foarte scurt, nu ai poftă de mâncare și ai dureri în partea dreaptă a abdomenului, trebuie să mergi la un control medical. Aveți grijă de sănătatea voastră, cea mai valoroasă comoară, fiți atenți la aceste semne și dacă aveți simptome, prezentați-vă de urgență la medic pentru un consult de specialitate. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!